Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de New Times 5. E bine, de pe ultimul episod s-au întâmplat destul de multe chestii și o să vă arăt, am intrat din greșeală într-un berry, s-au întâmplat foarte multe chestii și multe modificări pe aici, precum bine vedeți. Chestia este că eu le-am făcut pe toate doar că cu replay modul și o să vă las când o să ajungem la fiecare în parte câteva chestii, să vedeți cum le-am construit și așa mai departe. Însă, ce aș vrea să facem pe episodul de astăzi este să vă prezint un pic ce am făcut pe aici și vom vedea pe parcurs ce vom mai face, așa că o să o luăm într-o ordine care mi se pare mai corectă. Singurele chestii pe care nu le-am filmat au fost chestiile astea așa pe din afară, dar interiorul peșterii și ferma de wheat care urmează să o facem pe episodul de astăzi, practic să plantăm de fapt, și ferma de oi sau grajdul de oi, nu știu cum să-l numesc, le-am făcut cu replay mode, o să puteți vedea și voi. Așa că hai să începem cu o mică prezentare la peșteri. Pentru că ați văzut și cum a fost făcută peștera aceasta, n-am ce să vă arăt prea mult decât că în afară de chestiile pe care le-ați mai văzut, am mai făcut eu pe aici, am mai pus niște d-astea, un pilon, am mai făcut eu câteva chestii pe aici, piloni, stalactite, stalagmite, d-astea. Avem pe aici, pe afară, câteva chestii pe care le-am pus așa să pară, să-i dea un vibe cât mai, nu știu cum să-i spun exact. Chestia asta mi-a plăcut aici, cum am făcut-o sau fac de fapt. Îmi place destul de mult, dacă aș intra acum cu free camera, o vedeți și voi. Nu știu ce ar trebui să fie exact. Prima oară m-am gândit să fac să curgă apă de aici și să vină până aici și de aici să vină apă, însă m-am răzgândit și îmi place mai mult cum am făcut-o. Am mai mărit aici, vedeți, așa era de fapt. Însă vreau să mai dau detalii pe aici pe jos pentru că arată super sec și nu-mi place. Și pe sus pe aici, acesta este grajdul. Acum naiba s-ar numi el de oi. Și am mai făcut ce n-o să vedeți voi. Am mai făcut asta pentru cai. Încă n-am sedel să aduc cai, dar o să aducem pe viitor niște cai și aici. Și ce am uitat să specific, dar cred că ați văzut, alte detalii legate de serie le aveți în descriere. Venim un pic cu o mică prezentare la acest de oi și oaia aia. Ce naiba caut acolo? Fraților, pentru că ați văzut cum le-am făcut, voi o să vedeți și altfel cum le fac în orice caz. Voi ați văzut cum le-am făcut exact acolo. La toate cred că am mai modificat câte un pic după ce le-am făcut. Nu toate lucrurile au fost fix cum le-am făcut, ceva în plus, ceva în minus. Am avut câteva probleme cu grajdul ăsta, pentru că tot ieșeau oile, se urcau și ieșeau efectiv, cădeau jos. Ba pe aici, ba pe acolo, bla bla bla. Aici mi-am propus să aduc cai și, bă, îmi place cum mi-a ieșit gardulețul ăsta și mai vreau să mai fac rost de niște frunze. Am ciopărțit copaci pe acolo, uitați-vă și voi, fraților. Așa, vreau să fac rost de frunze, aș vrea să aduc aici niște cai. Momentan n-am sedel sau lesă, n-am. Și aici, minunăția asta ca să pot întreține oile astea și să mai am și o mâncare, că nu prea am mâncare pe joc și asta e problema cea mai mare. O mini fermă de wheat.
Mi-a plăcut mult designul ăsta, am zis să fac ceva mai simplu, cu lemn, cu așa. Și aici la fel, doar că aici cred că am cam exagerat și nu știu cât de bine arată. Să-mi dați o notă în comentarii și voi, că chiar m-ar ajuta. Însă haideți să nu mai pălăvrăgim, vă las să vedeți cum am făcut asta și vom revedea. Acum că am încheiat cu toate cinematicele și cele de la început și cu ce am construit, bla 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 bla, putem continua aici să vă arăt, să plantăm de fapt. Să începem prin a planta pe aici, mai am nevoie de niște sticuri ca să-mi fac o săpăligă, pentru că aș avea nevoie să plantăm pe aici pentru a ne întreține și pe noi și pe animăluțele acestea minunate, adică oile, și probabil o să mai aduc, dar momentan ăla o să fie doar pentru oi, vreau să nu se mai iau apă de jos. Și aș vrea să mai adaug câteva detalii, pentru că am luat ametist și multe chestii, însă o să văd mai pe parcurs. Și ce planuri am eu în continuare ar fi să facem, să ne extindem mult până ajung înspre muntele ăla. Sper că nu e nimeni prin apropierea mea, nu m-ar deranja, dar aș vrea ca în muntele ăsta de aici să-mi fac peștera aia de care am spus, vreau neapărat să o fac. V-am spus în episodul anterior de peștera lui Batman, pe care mi-am propus să o fac. Și că aici nu-mi place cum e, că e stone. Parcă aici e stone? Nu. Aș vrea să-mi fac peștera asta lui Batman neapărat, pentru că, nu știu, am așa, nu prea, am văzut că mai nimeni nu prea a făcut chestia asta nici în afară. Sunt câteva persoane, într-adevăr, pe YouTube, unde am văzut că au făcut-o, să mă mai inspir și mai multe chestii. Dar cred că cel mai bine mă voi inspira din secvențe din film sau benzi desenate, comicuri, habar n-am. Lăsând asta la o parte, văd că a căsut copacul ăsta, am adus niște copaci de sprus, că e în apropierea noastră. Ok, seamănă cu noastră treaba asta. Avem fix aici biomul ăsta și tot muntele ăsta aș vrea să-l fac frumos. Deci hai să vă explic un pic. Într-o parte anume să vină peștera asta mea și din ea să fac ceva, gen să pot ascunde în sine chestia asta, să vină așa un fel de cascadă până aici, pentru că asta e destul de mare, vedeți, gen vine, să zicem, vine pac până pe aici, cred. Na. Astea sunt planuri pe viitor, nu știu, momentan. În orice caz, hai să vedem. Cred că ajunge apa asta pusă așa și aș putea începe să fac așa, să schimb astea. Fac. Eu am mai avut o mini fermă, am avut-o fix lângă intrarea în bază, însă nu vreau să țin acolo, lângă bază, deci fix lângă intrare. Aș vrea să fac altceva. Și o chestie ce nu-mi place mie cum a ieșit aici, și chiar nu-mi place, sincer să fiu, este, nu știu cum să o numesc, asta cu torțe. Deci nu-mi place că am pus peste tot torțe și arată puțin ca mai urea și trebuie să văd cum fac rost de mai mult iron. Bine, eu acum am ceva iron, însă pe viitor o să mai am nevoie de iron. Să încep să pun și eu pe acolo lanterne, să fac ceva stâlpi. Dar sincer, mie îmi place cum mi-a ieșit pe ei. Să-mi dați și voi o părere în comentarii, ce chestii ați mai vrea să mai fac. Mi-am propus să fac și un perete la abonaților. Mamă, mai îmi trebuie puțin. Aia e. Dă să fac așa, că am niște bone meal, niște bone, pardon, și pac, perfect, aia e acum. Aș vrea să fac un perete al abonaților, nu știu sigur momentan, poate pe viitor, dar momentan habar nu am. Ăsta m-am prins, what? Nu știam de ce mă duceam așa. Ok, hai să mergem până la baza noastră, la peștera noastră, și drumulețul ăsta mai îmi place cum mi-a ieșit așa pe aici. Chestiile astea le-am făcut și eu custom. Nu prea am avut multe idei totuși, dar eu nu sunt mulțumit de cum a ieșit pe aici. Sincer să fiu, n-am văzut nicio bază altor persoane de pe serie, absolut nimeni. Nu m-am uitat să văd ce bază are sau așa mai departe, cum arată de fapt. Nici nu știu, deci eu știu doar unde e baza mea și spawn-ul, atât.
pe seria asta. Aici am să plătesc niște Sugar Cane să mai am pe viitor. Dar ce o să mai vreau? Ar fi să adun niște vaci ca să am de asta, piele. Vedeți aici eu am mai strâns chestii. Am fost și la minat off camera. Nu cred că, am zis că n-ar avea, n-ar avea rost să mă duc la minat sau chestii de genul pe video. Cred că pe voi mai mult vă interesează ce construiesc, cum construiesc și chestii de genul. Acum aș vrea, ce-i drept, să mă duc să văd dacă mai fac și o rost în seara asta de niște oase. Să mai fac acolo, sunt singur pe server, am murit și de două ori deja. E puțin aiurea că am murit de două ori, că am murit efectiv în cele mai ciudate. Odată am murit necat, nu mai știu dacă necat, sau m-a omorât un baby zombie de apă. Și odată am murit, nu știu de ce naiba, dar pe serverul ăsta zombie și toți mobii au un range mai mare parcă de a da, sau mi se pare mie, habar nu am. În orice caz, aș vrea să mai luminez pe ei să nu se spawneze prea mulți mobi. Dar mie îmi place foarte, foarte mult cum arată pe aici. Dar aș vrea să mai extind toată, adică, nu toată partea asta, partea asta e extinsă. Aș mai vrea să mai adaug câteva detalii pe aici, că nu prea îmi place cum arată, așa e foarte gol. După să încep să mă extind cam până pe undeva pe aici, să ajung mai aproape de muntele ăsta. E destul de departe și aici, mamă, nu știu dacă sunt cu ăsta. Cred că aici, pe undeva, o să fac intrarea în Batcave. Sau, na? Da, Batcave, că asta o să fie mai exact. Nu știu dacă o să iasă unul la unul, dar voi încerca. Asta ar necesita mai multe chestii, oricum o să-l pot face în primele episoade, până nu intru în Nether ca să fac rost de Blackstone. Deci mai avem. Și da. Bă, fraților, cred că aici o să ne oprim cu episodul de astăzi. Am vrut să vă arăt ce chestii am mai făcut și mai multe chestii de genul. Sper că v-a plăcut, oricum replay-urile alea au ocupat cam mare parte din ce a fost pe aici. Deci, na, o să mai facem videoclipuri legate de chestii pe care mai construiesc și videouri în care construiesc chiar anumite chestii. Însă, din nou, nu pot să fac asta doar pe un singur videoclip. Sper totuși că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, un share și un comment. Acestea fiind spuse, eu am fost Ionuț, ne vedem data viitoare. Pa, pa!